Lăudați să fie Domnul! În dimineața aceasta ne bucurăm pentru prezența Harului lui Dumnezeu, care l-am simțit și este în mijlocul nostru. Și suntem la o sărbătoare, la un serviciu de binecuvântare. Mulțumesc lui Jessica și lui Andrew, nepoții, care m-au invitat în dimineața aceasta. Sunt aici împreună cu soția mea. Vă duc salutări sfinte de la Canada, de la Biserica Emanuel, la acest serviciu de binecuvântare. Și salutăm pentru prima dată pe Ezra, Oliver, Philip, care a venit la biserică și spun Domnul să-l binecuvinteze. Sigur, și pentru familia mea care se află aici, de fapt, doar eu sunt din toată familia mea care locuiesc în Canada. Toți frații mei, mama este aici și apoi toți ceilalți verișori care sunt prin biserica aceasta sau prin alte locuri, locuiesc aici în Statele Unite. Dar pentru fratele meu Adi și cumnata Cici, noi bunici, nu știu cum o să se obișnuiască, dar oricum trebuie să o facă repede și de grab. Pentru această nouă etapă din viață, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei, apoi familia Paul, fratele Dan și sora Manuela, de asemenea bunici, care sunt al lui Ezra, și străbunici, care sigur mă bucur să văd pe fratele John și pe Elena, care au venit de la Texas, sunt aici, străbunicii, apoi mama, sora Victoria Philip, care este sigur străbunica lui Ezra, apoi sora Anica Petrișor și Letiția și Vasile Paul, care am înțeles că sunt în Arizona. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Și implicit toate familiile care sunteți oricum înrudiți și toată biserica să fie binecuvântată de Domnul. În dimineața aceasta, sigur, în timpul care sigur este alocat, care este bine, aș vrea să am câteva sublinieri din textul acesta, din viața lui Samuel, din 1 Samuel, capitolul 3, vor fi doar subțint, așa, brief, trecute în revistă, urmând ca dumneavoastră, familiile și, sigur, în mod special, Andrew și Jessica, să le analizeze și să le aplice. Sigur, este o zi de bucurie, o zi care părinții au adus pe Ezra, Oliver, la casa Domnului pentru rugăciune, pentru binecuvântare. Aici se roagă biserica, se roagă familia, se roagă slujitorii lui Dumnezeu și prezintă copilul acesta înaintea Domnului, înaintea prezenței lui Dumnezeu ca să fie binecuvântat. A baby dedication. Îl dedicăm Domnului. Sigur, pentru unul este un iz așa de sărbătoare și doar rămân la atât. Este sărbătoare. Totul este despre familie, este despre copil și este cumva unilateral îndreptat înspre o familie. Dragii mei, când Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu binecuvintează nu numai pe Ezra, ci Dumnezeu binecuvintează toți copiii din adunare și toată biserica. Pentru că ăsta este Dumnezeul nostru. Aș vrea în introducere să afirm, văzând din slujirea mea, familii și familii. Unele familii sunt negrijulii cu copiii lor, neimplicați în viața de familie, muncind mult, ocupând alte roluri, și lăsând copiii ca să fie aduși la biserică. Și apoi, dacă este adus la binecuvântare, în cele din urmă spune, Domnul va purta de grijă. Eu l-am pus în brațul Domnului, Domnul va lucra și stau așa liniștiți, fără să fie implicați realmente în viața copilului. Vreau să afirm lucrul acesta. Dacă nu te ocupi de copil, dacă nu i-ai pus o carte în mână, dacă nu-i pui cuvântul lui Dumnezeu, să nu te aștepți dintr-un copil fără carte să iasă filozof. Să nu te aștepți la un copil care nu ești preocupat de viața lui spirituală, să-l cunoască de grabă pe Domnul, doar printr-un miracol. Uitându-mă în pasajul acesta, văd căci nu era o situație ușoară, cum de fapt crizele sunt și au fost dintotdeauna și sunt și în ziua de astăzi.
dar la polul opus văd familii care sunt foarte concentrați pe copii, ba până acolo că constrâng atât de mult, și știți când este săpunul ud și la încerc să-l strângi cât de tare, un pic, cam zboară din mână. Și până acolo sunt forțați. Am văzut venind la biserică să recite ceva și e bine să recite din Scriptură, dar pentru că erau atât de forțați și ei nu se simțeau nici confortabil și nu puteau, aveau mari emoții, tremurau tot, nici nu puteau să spună și mi-am dat seama că copiii aceia sunt forțați să facă lucrul acela. Nici o extremă nu este bună, nici să nu te ocupi, nici să-i forțezi pe copii. Cea mai bună cale, vreau să vă spun din slujirea mea și din familia prin care sigur Domnul ne-a dat 4 copii, am găsit că cuvântul lui Dumnezeu, calea cuvântului lui Dumnezeu, lucrează cel mai bine. Aș vrea să subliniez 4 lucruri și să vedem cum trebuie să îi educăm pe copiii noștri și să îi creștem. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau deloc dese. Prima subliniere este din capitolul acesta 3, versetul 1. Copiii trebuie expuși la prezența lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Dar este un act de binecuvântare care s-a făcut primul pas, l-a adus în prezența lui Dumnezeu. Andrew și Jessica, copilul vostru trebuie să rămână mai departe și după binecuvântare, actul binecuvântării, tot expus la prezența lui Dumnezeu. Copiii noștri trebuie aduși la casa de rugăciune aici, în casa lui Dumnezeu. Dar pentru unele familii este greu, poate că și vă spune, v-ai lăsat copilul la casă, nu-l aduc în dimineața aceasta. Poate că nu s-a îmbrăcat, suntem în grabă, mai bine să rămână acasă și apoi, sigur, ne vom ocupa de el de altă dată. Nu, dragii mei, copiii noștri trebuie să fie aduși în casa de rugăciune, expuși la prezența lui Dumnezeu și în felul acesta să-L cunoască pe Dumnezeu. Trăim o vreme care, sigur, totul o vrem așa din instant, dar vă rog frumos să avem mare răbdare cu copiii noștri și să așteptăm și să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i atingă și pe ei și să-i binecuvinteze. Trebuie aduși la biserică. Ana, știți, din lipsă de timp nu pot să intru în detaliile acestea. Ana a făcut o juruință lui Dumnezeu după ce Domnul i-a dat un copil și i-a spus, Doamne, dacă îmi vei da un copil de parte bărbătească, ce voi face? Fotomodel, voi face ceva din el, builder, voi face lawyer, voi face... Dragii mei, e bun și e foarte bine ca copiii noștri să aibă o meserie, să aibă o carieră. Dar eu nu cred că Dumnezeu doar ne cheamă să avem copii intelectuali. Eu cred că Dumnezeu ne cheamă ca să avem și copii care să-i folosească Dumnezeu. Și Ana a spus, dacă îmi vei da un copil de parte bărbătească, îl voi închina ție. Și parcă îl văd pe Dumnezeu care spunea, Ana, de când te-am așteptat să vii cu rugăciunea aceasta înaintea mea și să spui că eu am nevoie de un proroc care să fie în Israel, eu am nevoie de un om al lui Dumnezeu de care să mă folosesc. Dragii mei frați și surori, cred că rugăciunile noastre ar trebui să fie schimbate un pic și să spunem, Doamne, am nevoie și dacă mi-ai dăruit un copil, aș vrea să fie închinat ție și folosește-l Tu, Doamne. Ana l-a închinat Domnului, l-a dus la templu și spune cuvântul Domnului că Samuel era... slujea Domnului înaintea lui Eli. Samuel slujea, nu stătea acasă și sigur avem atâtea cuvinte frumoase despre Samuel, felul în care copilul acesta a început să-l cunoască pe Domnul și să slujească pe Domnul. Sigur, avem câteodată unele scuze care nu sunt întemeiate. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Cuvântul lui Dumnezeu era rar și vedenile nu erau dese. Cam în zilele noastre cineva ar putea să spună, îl duc la biserică, boring, predică fratele cu tare, nu știu ce înțelege, nu prea are sens asta să vină la biserică. Ba mai mult decât atât, cuvântul Domnului spune că copiii lui Eli aveau un statut de oameni
păcătoși, oameni care sigur se ocupau cu lucruri care nu trebuiau să le facă. Și cu tot că cuvântul lui Dumnezeu erau, vedenile erau rare, copiii lui Eli, Eli era un om în vârstă, bătrân, inert, nu mai putea să funcționeze așa cum ar fi trebuit din cauza, sigur, vârstei. Copiii lui Eli, iară din nou, erau așa cum erau. Totuși, Dumnezeu nu l-a împiedicat nimic din toate acestea ca să-i vorbească lui Samuel și să-l cheme pe Samuel să vină la el. Vreau să vă spun că nimic din ceea ce spunem noi, și nu sunt fondate niciuna dintre ele, pentru că trăim o vreme de har, de abundență de cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu vreau doar slova, ci eu vreau ca Duhul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu să aducă transformare și viață, pentru că în locul acesta Dumnezeu schimbă vieți. Și indiferent prin cine Dumnezeu vorbește, Dumnezeu poate să aducă mântuire și vindecare pentru copiii noștri. În vremea aceea, Samuel are o parte de chemarea Domnului, cu tot că era o vreme tristă. Nu suntem scutiți și mă rog Domnului ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți și toată adunarea și copiii să fie în prezența lui Dumnezeu, expuși la prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă la Exod, la capitolul 12, când este așezat Paștele. Acolo, la încheierea acelui sigur capitol, ne se spune că un tânăr, un copil, trebuia să întrebe pentru ce sunt toate lucrurile acestea, dragii mei, dacă ei nu văd. Și unii vor spune, nu înțeleg, fii pe pace. Chiar dacă stă acolo în bancă, colorează, chiar dacă se ocupă cu altceva și e pe lângă tine. Nu de puține ori mi-a fost dat când m-am dus acasă, copiii mei să spună, dar ce-a vrut să zică fratele ăla sau nene ăla acolo? Și mi-am dat seama că ei de fapt înțeleg mult mai mult decât noi credem că ei înțeleg. De aceea Dumnezeu să binecuvinteze biserica întreagă și pe Ezra, ca el să fie expus totdeauna la prezența lui Dumnezeu. Fac aici o referire. Spune cuvântul Domnului că Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Sunt tineri aici și Domnul să-i binecuvinteze, cântă frumos, tineri în biserică. Nu l-am găsit pe Samuel că slujea doar singur în prezența Domnului. Avea pe cineva care îl supraveghea. Era un ochi acolo, un om al lui Dumnezeu cu experiență, un om care sigur era bătrân, înaintat în vârstă, nu mai putea să vadă, dar totuși Dumnezeu nu l-a lăsat doar pe Samuel singur, ci a pus acolo frate, un Eli, și mă uit aici în adunare, slujitorii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, mulțumiți lui Dumnezeu pentru oamenii lui Dumnezeu și mulțumiți lui Dumnezeu că a pus niște titani, niște oameni al lui Dumnezeu care să ne învețe cuvântul lui Dumnezeu și rânduiala lui Dumnezeu. Doi, copiii noștri nu numai că trebuie să fie expuși la prezența lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, copiii noștri trebuie să aibă contact cu cuvântul Scripturii. Auziți versetul 7, Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Nu lăsați copiii dumneavoastră ca să învețe Scriptura doar de la Sunday School sau de la tineret. Nu. Cu tot că slujea pe Domnul, cu tot că era chemat în această slujire, încă Domnul nu i s-a descoperit, încă nu a avut contact. Dar e bine că slujesc și ne bucurăm pentru toată slujirea lor. Dar e nevoie să vină un moment în viața lor în care Domnul să li se descopere. Și aceasta vine prin cuvântul Scripturii. Dragii mei, Scriptura nu-i doar să fie doar citită și apoi să bifăm acolo, că am citit printr-un app sau printr-o programă a bisericii, doar Scriptura. Ci mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne descopere tainele Scripturii, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și în contact cu Scriptura să-L înțelegem pe Dumnezeu și să spunem Domnul meu și Dumnezeul meu. Samuel avea nevoie de o descoperire și în locul acesta mă rog ca Domnul să se descopere tot mai mult copiilor noștri. Sigur, ne uităm și comparăm când la unul, când la altul. Vreau să spun că din copii, toți copiii mei nu sunt niciunul identic cu celălalt. Unul este mai atras, mai parcă are o cunoaștere sau o apropiere de Dumnezeu, așa, ascendentă, lin. Și când te uiți la unul și te uiți la celălalt și spui, dar cum e posibil că celălalt parcă îl caută pe Dumnezeu și cel din dreapta nu-l caută. Când îl caută, când nu-l caută. Are tot felul de prieteni.
are tot felul de anturaje. Dragi părinți, mă rog ca în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul să vă dea răbdare și în al doilea rând să vă dea un duc de rugăciune să vă rugați pentru ei ca Dumnezeu să li se descoperă. Aia nu înseamnă că dacă este copil de slujitor, neapărat, sigur, îl și cunoaște pe Dumnezeu. Nu este nevoie de o relație personală cu Domnul. Făceam stăruință și rugăciune și catecheze, era la un moment dat, vreau să vă spun doar o istorisoare foarte scurtă, și întotdeauna le-am spus fetelor mele, trebuie să ajungeți momentul în care voi să-L cunoașteți pe Domnul și să decideți personal. A venit momentul în care cea de-a treia trebuia să se boteze și urma catecheza, s-a făcut, dar în timpul când era catecheza, era joi, era și rugăciune în biserică. Și am îndemnat-o eu, am zis, după încheierea catechezei, de la 8 mergem în biserică să ne rugăm. Ea n-a spus că nu. Dar i-a trimis un text message la soția mea și a zis, vino după mine, du-mă acasă, că eu nu mai stau la biserică. Bineînțeles, toate astea le-am aflat după aceea, dar coborând de la etaj în sanctuarul bisericii, o tânără din biserică a zis, nu vrei să vii și tu cu noi? Hai și să ne rugăm. A, nu mă duc acum, nu mă duc data viitoare, next time. Și momentul în care a cedat, s-a dus la rugăciune, n-a durat mult și Domnul s-a atins de ea și a botezat-o cu Duhul Sfânt, pe loc. Fără multă teologie, fraților, cine crede și acceptă și vrea să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dar ea n-a stat nepăsătoare. I-a scris cea de-a patra, fata noastră, care nu era, era undeva plecată la să aibă grijă de un copilaș, a zis, vino repede la biserică că Domnul te botează și pe tine. Cea care nu vroia să stea la rugăciune, acum era plin de putere, s-a dus afară, a zis, tati, numai în limbi am vorbit și de-abia am scris un text message să vină și a patra. Când a venit a patra, exact așa cum a zis și cum Domnul a avut în plan, în câteva minute, într-un timp foarte scurt, a fost botezată și cea de-a patra. Dragii mei, ce trebuie să facem? Să ne rugăm, să avem răbdare, că Dumnezeul nostru lucrează. Deci, trebuie să fie expuși la prezența Harului lui Dumnezeu. Doi, trebuie să aibă contact cu Scriptura și asta nu face Sunday School-ul, nu o să face tineretul, ci noi ca și părinți trebuie să aplicăm în viața lor metoda aceasta de a citi Scriptura. Dar aici fac un pic o precizare. Noi vrem să citească Scriptura când noi avem timp. Știi, cam în felul acesta, băiete, fată, ia vino aici să citim ceva. Acum avem noi timp. Dar el se joacă, dar el are alte activități și în momentul acela spune, lasă-mă, tată. Și el dintr-o dată se, știi cum, se ridică, dar bărbați, eu sunt tată acasă, dar nu mă asculți tu pe mine? Și în loc să citim Scriptura, știți cam ce urmează. Și s-a stricat toată pofta de citire sau de a studia un cuvânt din Cartea Scripturii. Vreau să vă dau o recomandare care am văzut că lucrează și știu că, mai ales pentru cei mici, lucrează și mai bine. Nu este copil care să nu-i placă povestirile. Încercați seara, numai că noi seara scădem ca buturuga, suntem obosiți, nu avem noi nici chef de citit. Dar dacă îl iei pe copil seara și îi spui o istorisoare din Scriptură, un pasaj din Scriptură, un bărbat din Scriptură, ascultă-mă bine, sunt sigur că te ascultă. Ba uneori am adormit eu înainte ca să termin istorisoarea și el a zis, tati, cum e? La orice copil îi place istorisirea. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune și să spunem copiilor noștri, Andrew, când îl ții în brațe și va plânge, vei găsi un moment în care la un moment dat va înțelege și poți să-i spui din Scriptură. Mă rog ca Dumnezeu să-ți dea și timp, și voință, și înțelepciune și Dumnezeu să te binecuvinteze. 3. Sigur, pentru acest pasaj din Scriptură pe care l-am citit, a treia subliniere este copiii au nevoie de îndrumare spirituală chiar dacă Dumnezeu li s-a descoperit. Vă reamintesc, Eli era lângă el, sau el mai bine zis, Samuel era lângă Eli. Chiar dacă Dumnezeu l-a cercetat pe Samuel și l-a chemat de 3 ori, auziți, în cuvântul Domnului se spune că el nu știa, nu cunoștea cine este Dumnezeu. S-a dus la Eli și i-a spus, m-ai chemat de 3 ori?
Și Eli n-a fost invidios să spună, auzi Samuel, dacă mai vine odată, spune, am să mă duc la Eli și Eli o să vină să-i spui ce trebuie să fac. Nu, nu. Eli a înțeles că Dumnezeu îl cheamă pe Samuel în slujirea aceasta și Dumnezeu vrea să-i vorbească. Ceea ce este nevoie pentru noi, părinți și slujitori, să înțelegem că Dumnezeu îi cheamă și să-i prezentăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, vorbește-i Tu și descoperă planul Tău. Pentru că copilul acesta a avut un har deosebit. De fapt, și copiii noștri au tot așa un mare har. Sigur, grija relației copiilor pe care a avut un tată și ca și părinți, vreau să vă spun că nu doar aduși înaintea lui Dumnezeu, ci grija aceasta o avem toată viața pentru copiii noștri. Chiar dacă sunt căsătoriți, chiar dacă sunt crescuți mari, sunt la casele lor, vreau să vă spun că fiecare părinte are grija copilului său și se roagă și spune, Doamne, binecuvintează-i casa. Samuel a fost omul care a înțeles că Domnul îl cheamă pe... Eli a fost omul care a înțeles că Samuel este chemat de Domnul. Și în a patra subliniere, timpul meu se încheie, copiii noștri trebuie să crească pentru a fi glasul lui Dumnezeu. Citesc un verset care spune, versetul 19, Samuel creștea, pot să spun în dimineața aceasta, Ezra, un alt om al lui Dumnezeu, iubitor de carte, un cărturar care n-a stat nepăsător. A îndrumat poporul, a scris și mă rog ca și Ezra, Domnul să-l binecuvinteze cu o sensibilitate față de Scriptură și binecuvântarea Domnului să fie peste el. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. Ceea ce este important este ca copiii noștri trebuie să trăiască o viață de pocăință, să-L cunoască pe Dumnezeu și să crească tot mai mult în cunoașterea Domnului. Știți ce vrea Domnul de la copiii noștri? Să ducă lumina, să ducă mesajul, dar pentru a vorbi altora, întâi trebuie să-L cunoască pe Domnul și apoi să crească. Tot Israel, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Domnul nu înceta să se arate în Silo, căci Domnul se descoperea lui Samuel în Silo prin cuvântul Domnului. Dragii mei, iubită familie, mă rog ca în casa voastră cuvântul Domnului să nu lipsească, să vă vorbească. Și copilul acesta, după o întâlnire reală cu Domnul, după o atingere supranaturală, să poată să vestească pe Dumnezeu și altora, să aibă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Samuel era un copil care stătea la locul lui. Fie ca Domnul să binecuvinteze toți copiii și vorbesc nu doar să fie așezați la locul lor, ci aici, în adunare, în familie, să stea la locul pe care Dumnezeu i-a așezat. Și locul acela este sub binecuvântarea lui Dumnezeu și a părinților. Mă rog ca Domnul să fie binecuvântat și slăvit în veci. Amin.